Potrivit Curții de Conturi, primele au fost acordate fără respectarea legii și de aceea sumele trebuie restituite integral. Sarcina de a recupera banii îi revine noii conduceri a regiei. În anul 2012 s-a acordat o primă pentru sărbătorile de Paște, cu toate că regia înregistra pierderi. La fel s-a întâmplat și în anul 2009 și 2010, iar prin decizia numărul 27 din 2012 a Curții de Conturi, așa, RATP-ul este obligat să recupereze aceste prime acordate ilegal, așa cum v-am spus, având în vedere că noi nu înregistram profit la momentul respectiv. Fiecare angajat are de restituit cel puțin 1.500 de lei, în mai multe tranșe, începând de luna aceasta. Sumele sunt undeva peste 7 miliarde. Prin urmare, încercăm pe cât posibil să reținem o sumă cât mai mică fiecărui salariat, cu funcție și de venitul care îl are și de datoriile pe care le are la, să zic așa, împrumuturi la bănci și așa mai departe.